dragi prieteni, și bine ne revedem la nouă emisiune Biotopia Vital. Bineînțeles, cu aceeași frumoasă, dragă și scumpă nouă, Ana Maria Paraschiv, bine ai revenit! Bine v-am regăsit în această frumoasă zi de vineri. Da, mi-ai spus astăzi așa o veste frumoasă ca să discutăm, o să discutăm astăzi ca subiect, avem exact problema mea de vreo 6 ani încoace și este vorba despre, eu am diabet, deci diabet tip 2 și mi-ai spus că vom vorbi despre rezistența la insulină. Da. Te rog. Da, da, e un subiect așa, că nu neapărat că nu prea îmi face plăcere să vorbesc, dar e bine să de știut că multă lume se confruntă cu această... Este o boală ascunsă pe care dacă nu te duci să-ți iei analizele, să-ți iei glicemia, nu afli că o ai, pentru că nu doare și nu simți. Dacă ți-e sete, spui că ți-e sete, pentru că e cald afară și ți s-a făcut sete. Sunt rare momentele în care doar dacă ajungi la glicemie foarte mare, peste 200, atunci să simți ceva. Acum, te rog pe tine să spui care e situația. Da, deci rezistența la insulină este o stare în care celulele nu mai răspund la insulină, un hormon care este secretat de pancreas și care ajută la transportul glucozei din sânge la celule ca să fie transformat în energie. Și atunci pancreasul elimină și mai multă insulină și cu timpul, atunci când un organ este forțat prea mult, nu mai răspunde și nu mai secretă la un moment dat acest hormon și apare diabetul de tip 2. Este singurul motiv pentru care acest diabet apare? Cum să spun, e posibil să fie și genetic din familie, dar de multe ori și noi, prin obiceiurile noastre, accelerăm apariția acestei boli. Poate fi și stresul. Dar și obiceiurile alimentare pot agrava sau pot activa această boală. Da. Ce e de făcut? De consumat alimente cu un indice glicemic mic, exercițiile fizice iarăși sunt importante. Citeam de curând un studiu în care s-a aplicat un plan alimentar pe două grupuri de persoane. Pe un grup a fost focusul doar pe planul alimentar, iar pe celălalt grup, pe lângă planul alimentar, s-au introdus și exerciții fizice. Și beneficiul a fost, la cei cu exerciții fizice, a fost tocmai această... a scăzut rezistența la insulină. Deci a fost un beneficiu suplimentar. Dar dacă ne confruntăm cu acest sindrom, să-i spun, cu această boală, automat, bine, deci reiterez și am spus de multe ori la tine în emisiune, deci niciodată nu evităm mersul la medic, la medicul specialist, diabetolog, care ne indică o medicamentație adecvată, chiar și ce alimente sunt permise și ce alimente nu sunt permise. Deci legătura cu medicul diabetolog este primordială și foarte, foarte importantă. Da. Pentru că are cumva legătură chestia asta cu ce am discutat în emisiunea trecută, cu acea grăsime viscerală care se așează în mod special pe abdomen. Da. Spune-mi, pentru început, ce ar fi bine să facem, în afară de exercițiile sportive care pune sângele în mișcare și ajută organismul să scadă indicele glicemic? Să bem apă. Da, să bem apă. Ce ceaiuri ar fi bune, recomandate?
Sunt ceaiuri speciale. Castravetele amare, știu, da, face da, foarte bine. Da, castravetele amare, foarte bun. Uite, găsesc aici că orezul brun este unul din cei cu, din acele mâncăruri cu... Alimente cu indice glicemic mic, da. Depinde da. Și cu ce îl faci. Da. Când a spus mâncăruri, m-am referit la da. Orezul, nu mănânci așa. Cu legume. Așa. Îl faci cu legume. Da, și de ce? Pentru că se eliberează, deci conține carbohidrați complexi și această insulină se eliberează treptat, deci digestia lui sau transformarea, metabolizarea are loc mai lent și insulina se este produsă treptat de pancreas. Și ce am observat? Că în general cerealele integrale și orezul brun și sunt fierb mai greu, iar pentru cei în vârstă care nu prea au dantură bună e mai greu de mâncat amestecat și mai e o problemă că atunci când nu mesteci mâncarea bine, nici digestia nu este bună și atunci e bine să vezi calea de mijloc. Ce anume să alegi să fie bine. Tot timpul, eu am pe mama și la asta mă refer, știu despre ce-i vorba. Da, și tot timpul trebuie să ne ascultăm organismul, să fim foarte atenți ce cere și cum percepe și dacă îi face bine, continuăm, dacă nu, găsim alte alternative. Da, uite, mai avem fasolea, ovăzul, merele, da, sunt așa și... mă uit aici că văd brocoli, spanac, astea au într-adevăr un indicele glicemic scăzut. Da. Quinoa la fel, care este ceva mai nou pentru noi românii. Da, nu este un aliment cu care noi ne-am învățat, da. Dar îl putem introduce în... uite că este o variantă la orezul acela brun, care se fierbe mai greu și e mai tare. Dar quinoa e foarte ușor de... Digerat. Da, alunele, nucile, astea sunt iarăși foarte bune, iar dacă nu le putem mânca, eu de exemplu le dau lui mama prin râșnița de cafea și le fac praf, le amestec cu nuci, cu alune, cu semințe de in, cu semințe de floarea soarelui și vreau să spun că sunt foarte bune. În fiecare dimineață ia câte o linguriță din acest produs și o linguriță din polen tot așa prin râșnița de cafea pentru că organismul nostru, stomacul nostru nu are acele enzime care să le dizolve în stomac cum este polenul întreg, decât cel crud care trebuie ținut la frigider. Eu spun ce fac eu, așa nu, e foarte bine pentru că și ajutăm și stomacul, că nu-i mai dăm de lucru suplimentar, practic facem noi munca. Și e bine. Pâinea integrală care nu știu cât e de integrală, dar mă rog. Acum cum să zic, astea buna credință a producătorului astea și noi găsim și credem că ceea ce scris pe etichetă este și... Credem, da. Și eu aleg pâinea să aibă cât mai puține ingrediente în lista de ingrediente. Și fibre cât mai multe. Da. Da, Ana, mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Pentru mine chiar au fost așa ca o completare și am mai aduce aminte din când în când că am această problemă pe lângă insulina care o fac să mai mănânc și ce trebuie. Și dumneavoastră vă recomandăm același lucru, să fiți atenți la ceea ce mâncați, pentru că, de fapt, ceea ce mănânci îți dă și sănătatea. Era un proverb, spune-mi ce mănânci ca să spun cât de sănătos ești. Da, fac așa ceva. Sau hrana care ne hrănește și mâncarea care ne mănâncă. Așa e adevărat. Mulțumim, Ana, vă mulțumim și dumneavoastră, vă dorim să aveți parte de un weekend minunat și evident că ne pregătim pentru sărbători. La revedere! La revedere, dragilor!